Credința și faptele de Ellen Goldwhite. Capitolul 17. Credința și faptele. Sfat adresat unui pastor conducător cu privire la prezentarea legăturii dintre credință și fapte. Participam la o întrunire și era prezentă o adunare numeroasă. În visul meu, tu prezentai subiectul credinței și al atribuirii neprihănirii lui Hristos prin credință. Ai repetat de multe ori că faptele nu valorează nimic și că nu exista nicio condiție. Subiectul a fost prezentat într-o asemenea lumină, încât am știut că mintea oamenilor va fi încurcată și nu vor rămâne cu o impresie corectă cu privire la credință și fapte, așa că m-am hotărât să-ți scriu. Ai prezentat acest subiect cu prea multă insistență. Pentru primirea îndreptățirii, a sfințirii și a neprihănirii lui Hristos, există niște condiții. Știu ce ai vrut să-i spui, dar tu lași o impresie greșită în mintea multora. Deși faptele bune nu vor mântui nici măcar un singur om, totuși este imposibil ca vreun om să fie mântuit fără fapte bune. Dumnezeu ne mântuiește cu o anumită condiție și anume, dacă vrem să primim, să cerem, dacă vrem să găsim, să căutăm. Și dacă vrem să ni se deschidă ușa, să batem. Domnul Hristos se oferă pe sine dorind să-i mântuiască pe deplin pe toți cei care vin la El. Domnul îi invită pe toți să vină la El. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Ioan 6:37. De fapt, tu înțelegi aceste subiecte la fel ca mine. Totuși, prin expresiile pe care le folosești, le prezinți în așa fel încât produci confuzie. Tu îți exprimi ideile cu privire la fapte așa de categoric, iar când ți se pun întrebări, tocmai cu privire la același subiect, el nu mai rămâne la fel de clar în mintea ta. Nu poți să definești pentru alții principiile corecte și nici tu însuți nu ești în stare să-ți armonizezi declarațiile cu propria credință și cu propriile principii. Tânărul a venit la Domnul Iisus și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Marcu 10:27. Iar Domnul Hristos i-a zis: De ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. El i-a zis: Care? Domnul Iisus a citat câteva, iar tânărul i-a spus: Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerița mea. Ce mai lipsește? Iisus i-a zis: Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Aici sunt condiții, iar Biblia este plină de condiții. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Matei 19:19-20, 21 și 22. Aspecte la care să fim precauți. Prin urmare, când spui că nu există condiții, iar unele expresii sunt destul de ample, tu împovărezi mintea oamenilor, iar unii nu pot să înțeleagă consecvența expresiilor tale. Ei nu sunt în stare să înțeleagă cum pot să armonizeze aceste expresii cu declarațiile clare ale cuvântului lui Dumnezeu. Te rog să fii precaut la aceste aspecte. Aceste afirmații puternice cu privire la fapte nu au făcut niciodată ca poziția noastră să fie mai stabilă. Expresiile tale slăbesc poziția noastră, deoarece mulți te vor considera un extremist și vei pierde învățăturile bogate pe care le ai pentru ei, tocmai cu privire la subiectele pe care au nevoie să le cunoască. Fratele meu, această învățătură este greu de înțeles. Nu încurca nicio minte cu idei care nu se armonizează cu cuvântul. Te rog, gândește-te că deși erau învățați de Domnul Hristos, mulți ucenici au fost lamentabil de neștiutori, dar când Duhul Sfânt făgăduit de Domnul Iisus a venit asupra lor și l-a făcut pe Petru cel nestatornic un campion al credinței, ce schimbare s-a produs în caracterul lui? Așadar, în prezentările cu expresiile exagerate elaborate, nu pune nicio pietricică de care să se poată împiedica acela care este slab în credință.
Fii mereu consecvent, calm, profund și temeinic. Nu merge până la extremă în nicio privință, ci păstrează-ți picioarele pe stânca de neclintit. O, cât de prețios este Mântuitorul! El a spus, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Ioan 14, 21. Acesta este adevăratul test, împlinirea cuvintelor lui Hristos. Aceasta este dovada iubirii omului față de Isus, iar cel care face voia sa îi va arăta lumii dovada practică a roadelor pe care le manifestă prin ascultare, prin curăție și prin sfințenia caracterului. O, fratele meu, umblă cu atenție cu Dumnezeu! Nu uita că există unii ai căror ochi sunt îndreptați intenționat asupra ta, așteptând să treci dincolo de limită, să te împiedici și să cazi. Dar dacă rămâi aproape de Isus, în umilință, totul este bine. În școala lui Hristos nu există niciun moment al absolvirii. Noi trebuie să lucrăm la planul de adăugare, iar Domnul va lucra la planul de înmulțire. Printr-o sârguință continuă și prin harul lui Hristos, vom pune în aplicare planul de adăugare, făcând chemarea și alegerea noastră să fie sigure. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea voastră și alegerea, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 2 Petru 1 cu 10 și 11.